Hello, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi urmează să descoper împreună cu voi cutiile Pink Box și Goodie Box de pe luna aprilie, pentru că încă nu le-am desfăcut, sunt tare nerăbdătoare, le-am primit de aproximativ 3 săptămâni și sunt tare nerăbdătoare să aflu ce se află în cutiile de pe luna aprilie. Le avem aici. Bun. Zic să trecem și la prima cutie și să desfacem cutia de la Pink Box. Aici avem pliantul cu produsele care se află în cutie. Iar aici avem produsele. Ce avem aici? Nu știu ce avem aici, dar sunt tare curioasă. Bun, zic să începem și cu primul produs. O să iau la nimereală produsele ca să văd exact ce avem. Bun, am aici un produs elvețian, Derma Science by Myla Dopiz. Nu știu dacă am pronunța corect. O să vă scriu aici că... Ok, este un soft body lotion. Ok, are 30 de mililitri. Așa arată. Ia să vedem aici în pliant. Derma Science Soft Body Lotion. 30 de mililitri, costă 5,90 franci. Iar... este și în varianta de 200 de mililitri, care costă 39 de franci. Ok. Deci avem o loțiune de corp. Ia să vedem. Okay. Durează mai mult să desfac. Este o cutie foarte sigilată. Se pare că are un miros. Miroase ceva drăguț. Ia să vedem. Ok, așa arată. Deci este o loțiune de corp. Este un brand elvețian. Acum nu scrie și altceva. Scrie că e făcută chiar în cantonul în care stau eu. Foarte interesant. Ok. Trecem și la următorul produs. Avem aici... cred că sunt benzi de albire pentru dinți, dacă nu mă înșel, de la Alpine White. Foarte interesant. Eu am avut de la ei niște cărbune medicinal pentru a albi dinții, dar mie nu mi-au albit dinții pentru că cărbunele acela nu era atât de bine măcinat, să zic, adică nu era atât de praf cum e făina, știți? Era puțin mai... îmi scapă cuvântul. În fine, ați înțeles voi, nu era atât de fin acel praf de cărbune medicinal și mie îmi rămânea pe sub gingii. Și nu e chiar ok. Da. În fine, haideți să vedem cum arată aceste... Stați așa că am aici și un... un cod de reducere de 25% până pe 30 iunie valabil. E bine de știut. Deci așa arată. Haideți să și desfacem ca să vă și arăt, că sunt și eu curioasă, să vă dați seama. Deci avem aici 3, nu? 3? Da. Deci avem trei benzi de albire a dinților, una pentru partea de sus și una pentru partea de jos. Trei perechi, cum ar veni. Da. Ok, haideți să vedem și cât costă. Alpine White Whitening Strips. 15 franci. 15 franci, doar trei benzi. Scump, nene, scump. Ok.
Bun, o să trec și la următorul produs. Ia să vedem ce este acesta. Este o mască de față de la Cosmetica Fanatica. Wow, n-am auzit niciodată de brandul acesta. Funky Faces Refreshing Mask. Ok. Deci avem o mască. O mască de față. Așa arată. Da, zice că se lasă 15-20 minute pe față. Este o mască hrănitoare. Pentru toate tipurile de piele. Da, nu scrie mare lucru. Dar sunt curioasă ce brand este acesta. A, este un brand Cosmeticafanatica.de. Este un brand german. Da. Ok. Hai să vedem totuși și cât costă. A, 2,90 franci. Deci este foarte ieftină. Stați să vă și arăt. Aici. Ai scris prețul 2,90 franci. Da. O să trec și la următorul produs. Cel de-al patrulea. Avem aici o cremă de mâini, foarte colorată de altfel. Foarte simpatică și foarte colorată. O cremă de mâini cu unt de cacao. Este o cremă de mâini hidratantă și hrănitoare. Are 100 de mililitri. Zice că este foarte grasă. O cremă de mâini foarte grasă. Exact ce trebuie mie. La ce mâini uscate am. Așa. O să fac un pic de loc aici pe masă, că nu mai am loc unde mi-am pus lucrurile. Ok. Este o cremă de mâini de la brandul Dirty Works, dacă nu mă înșel. Este făcută în UK. Ok. Este o cremă hidratantă cu ulei de jojoba, unt de shea și unt de cacao. Bun. Bun. Dar o să și probez chiar acum. Nu-mi dau seama cum miroase. Uitați așa. O să mă dau pe mâna asta. Că pe mâna asta la alta am niște fond de ten. Pentru că m-am măcheat mai devreme. Nu știu că v-am arătat foarte bine crema. Ia să vedem. Nu-mi place cum miroase. Are un miros de ceva care nu-mi place. Deci miroase și ea ceva parfumat. Nu-mi dau seama ce, dar... Are un miros înțepător așa puternic de ceva. Nu-mi dau seama. Dar pare a fi destul de hidratantă totuși. Poate o folosesc. Sau poate nu o folosesc. Pentru că am deja vreo 13-15 creme de mâini în casă. Toate diferite. Toate diferite. Deci nu știu ce am să mă fac cu atâtea creme de mâini. În fine. Această cremă de mâini, hai să vă arăt o dată, poate nu v-am arătat-o prea bine. O să scriu, bineînțeles, aici în partea de jos și brandul fiecărui produs și prețul. Deci, brandul se numește Dirty Works, este făcut în UK și costă 5,90 franci. Ah, puțin, puțin. Mă gândeam că e vreo cremă scumpă, dar nu e. Ok, o să trecem și la ultimul... Ultimul produs, cel de-al cincilea, avem aici un Natural Shine Lip Gloss de la Golden Rose. Ok. Așa arată. Într-adevăr, este simpatic. Ia să încerc să-l desfac. Dacă și pot. Ia să vedem. Arată chiar foarte drăguț. Chiar foarte drăguț arată. Ok. Miroase ceva. Ia să vedem. Aici am niște fond de ten, că m-am machiat mai devreme și mi-a rămas pe mână. Wow, nu pot să cred. Este chiar și colorat. Wow, ce mișto. Super. Mă bucur. Îmi plac glosurile care sunt așa puțin pigmentate, colorate. Bun, iar acesta costă 9,90 franci. Bun. Este nuanța, stați așa.
O să vă scriu oricum pe ecran și aici și nuanța. Este nuanța Nude Look. 03 Coral Nude. Da. Ce frumos miroase asta. Și crema parcă lasă așa un parfum. Deci fiți atenți. Când mă dau crema asta pe mâini, are un miros puternic a ceva, ceva urât, nu știu, nu-mi place. Dar, acum că a trecut cam un minut sau ceva de genul de când am aplicat-o, vă spun sincer că a rămas un parfum, ceva care seamănă cu un parfum de la Lancôme, ceva. Wow! Hai că-mi place! E bine! Bun! Acum o să calculez, să văd, o să vă scriu pe ecran undeva, nu știu, și suma totală a produselor, pentru că, așa cum v-am spus, această cutie costă 20 de franci și mai costă un franc și ceva transport, livrarea. Bun. Eu plătesc 21 de franci 90. O să încerc să vă arăt cumva suma. Aici este suma, aceasta este factura. Aici unde ține mâna este adresa mea. Deci sunt 21 de franc 90. Deci eu plătesc undeva la 1 franc 90 transportul și 20 de franci cutia. Bun, revin după ce calculez produsele să văd cam cât costă în total. Bun, am revenit. Am calculat produsele din cutie și se pare că valoarea produselor sunt la 40 de franci. Așa că eu am dat în cutie pe jumătate și pot să spun că sunt câștigată pentru că am primit niște produse în valoarea dublă a cutiei. Așa că sunt câștigată. E bine că sunt pe plus și nu pe minus. Da, vă dați seama că m-aș supăra să primesc niște produse mai ieftine decât costă cutia. Clar, nu? Bun. Acestea fiind spuse, o să trec la următoarea cutie, la cea de la Goodie Box. Ok, avem o cutiuță roz de data aceasta. Îmi place că în fiecare lună cutia aceasta este de altă culoare. Bun, avem aici pliantul cu produsele. Am aici un voucher de 15 franci la o aplicație cu haine, încălțăminte și jeans și accesorii și da, o să văd eu. Bun, haideți să desfac împreună cu voi cumva. Dacă m-aș și descurca cu o singură mână, ar fi superb. Acestea sunt produsele de luna aceasta. Una și căzut pe jos. Da. Bun, sunt curioasă ce se află aici înăuntru. A, unde ești mai? Da. Gata, l-am recuperat. Bun, dacă tot l-am recuperat, o să-l și prezint primul. Sunt tare curioasă ce se află aici. Mi se pare mie sau eu am multe produse? My God, am 7 produse. Nu știu dacă am mai primit 7 produse până acum. V-am spus de la bun început că în fiecare lună primesc câte 5 produse, dar oricum. Haideți să vedem. Deci avem aici un serum pentru ochi. 3 în 1 cu acid glicolic. De la Able Skincare London. Da, chiar este făcut în Anglia. Brandul se numește Able Skincare. O să vă scriu și aici jos undeva. Așa arată. Este un serum pentru ochi cu acid glicolic. Ok. Și costă, este chiar și primul aici pe listă. Aici este primul. Și costă... what? Oh my God! What? Oh my God, este cel mai scump produs pe care l-am primit de când sunt abonată la cutiile astea, de anul trecut din septembrie, vă spun sincer. Cum să coste atât?
92 de franci. Are și preț 1 euro, 85 de euro. Oh my god! Pe bune? Deci nu vine să cred. 92 de franci ăsta. Deci abia aștept să-l testez. M-a făcut foarte curioasă și sunt curioasă dacă face vreo minune, nu știu. What the fuck? Cum să coste atât? Pe bune! Mamă! În fine, gata. Continui cu următorul, vă zic că deja am intrat în șoc. Bun, o să iau următorul produs care arată așa. Așa. Este de la MAC Cold Beauty. Nu știu dacă pronunț corect măcar. Este un glow highlighter. Oh, pe bune. Ia să vedem dacă și văd unde este făcut. Este făcut în... A, dar ce țară e aia? PRK. PRK. Ce țară e aia? Zice că e făcut în PRK. Nu cred, iar începe ploaia. O, Doamne, de ce tot aștept să oprească ploaia asta ca să ieșă din casă? În fine, haideți să-l desfac, pentru că vreau să îl testez pe mână. Ia să vedem. A, este în nuanța Rose. Are 14 grame. Și costă 26 de franci. My God. Scumpe produse primesc la Goodie Box, la cutia de la Goodie Box. Wow. Miroase a ceva, dar ia priviți cum e. Nu se? Ba da, ba da, se. Ia. Este un highlighter, glow highlighter. Mi se pare că lucește foarte bine și foarte frumos. Dar este ușor pigmentat, e așa un fel de roz. Cred că ar merge foarte bine ca și blush. Wow! Are un miros foarte discret, ușor, ușor de tot parfumat. Wow, mi se pare superb. Mai ales că e și scump, adică n-aș da țăvan pe el. Clar. Bun, o să vă scriu aici jos brandul, nuanța highlighterului și prețul. Ok, o să continui cu următorul produs. Avem aici un nou, nu cred. Este un serum cu vitamina C de la e-cooking. Oh my god! Nu pot să cred, este un produs vegan. Zice că conține și acid hialuronic. Zice că nu este pentru piele sensibilă. Și eu am piele sensibilă. Scrie clar pe el că nu este pentru piele sensibilă și că poate cauza roșeață. Da. Înseamnă că nu știu dacă o să-l folosesc. Oh my god. În fine. Are 10 mililitri. Este valabil 12 luni. Și costă... stați așa. Lăsa așa că aici ai prețul pentru 20 de mililitri, iar ăsta are 10 mililitri. Deci trebuie să... Deci costă 28 de franci, pentru că aici prețul pe 20 de mililitri este 56 de franci. Deci prețul pe 10 mililitri este 28 de franci. Așa arată. Este un serum cu vitamina C de la e-cooking. Ador brandul ăsta. Este al treilea sau al patrulea produs de la e-cooking pe care îl primesc la Goodie Box. Wow! Da! Ok, o să trecem și la următorul produs. Avem aici o mască. Nu se putea să nu avem noi și o mască. Aproape în fiecare lună primesc măști de față sau din acestea de pus la ochi, patch-uri din asta de pus la ochi. Ceea ce mă bucură pentru că nu mi-am mai cumpărat măști de ceva timp, sincer. Îmi aplic foarte rar măști, prefer să folosesc acizi pe față, folosesc acid lactic, să folosesc retinol, să folosesc alte produse. Da, am început să introduc încet încet vitamina C, retinol și alte și creme cu niacinamide în rutina mea. Da. Da, deci este o mască cu rodie.
Are 21 de grame și este de la brandul Tony Moly. Tony Moly. Scrie și aici. Tony Moly. Așa, și este un brand corean. Bun. Măștile sunt binevenite. Aceasta costă 6 franci 40. Cam 6 euro. Da. Ok. O să mergem mai departe cu următorul produs. Și anume, avem aici un... Stați. Este de la brandul Eggs and... Nu, Fix and Rouge. Am citit greșit. Fix and Rouge. Sigur ați auzit de el. Eu am mai primit de la ei tot de la cutia Goodie Box. Am primit de la acest brand un primer care este foarte bun. Îmi place mult de tot. Și nu mai știu ce mai am de la ei. Cred că am avut și o cremă de ochi care nu mi s-a părut că a făcut 10 minuni, dar am folosit-o până la final. În fine, aceasta pare a fi tot o cremă. O cremă. Nu știu, stați să văd. Stați așa că nu-mi dau seama. Dar pare a fi o cremă matifiantă pentru închiderea porilor. Wow! În nuanța blush pink. Pe bune? Dar de ce? În fine. Fix and Rouge este un brand englezesc, dacă pot zic așa. Da. În fine, haideți să vă spun ceva despre această cremuță. Că am început să citesc aici. Este o ediție limitată, această Velvet Cream. Așa se și numește. Zice că poate să... Este o formulă care închide porii, care hidratează, dar are și efect matifiant. Conține un complex de vitamine A, C și E. Conține și acid salicilic. Wow! Da, deci cum am spus, reduce mărimea porilor. Nu știu cum să vă spun. Închide porii, nu știu. No. Scrie și în engleză și în germană aici și nu mai știu în ce limbă să citesc ca să înțeleg mai bine. Da. Ok, conține și acid hialuronic. Da, și se folosește în special pe zona T a feței și în special în zonele unde avem porii măriți. Eu aici am aici, pe nas, aici. Ia să vedem dacă o și desfac. Măcar să văd dacă e albă sau are vreo altă culoare. Măcar atâta să văd. A, da, este roz la culoare. Nu știu dacă se vede, este roz. Da, este roz. Acum nu pot să-mi dau seama, am aplicat așa un pic pe mână, dacă gata, matifiază sau nu. Nu-mi dau seama, vă dați seama, trebuie să o testez pe față, clar. Bun, cam atât despre această cremuță de la Fix and Rouge, care costă... cât? 42 de franci 50, aproximativ 40 de euro. Wow. Ok. Oh, dar ce produse scumpe. Bun. Trec mai departe cu produsul numărul 6, că nu-mi vine să cred că luna aceasta am 7 produse în loc de 5. Am aici de la un brand, stați așa, de la un brand danez. Este o cremă de mâini de la acest brand. O să vă scriu aici că nu știu cum se pronunță. Este făcută în Danimarca și este o cremă cu unt de cacao și vitamina E. Scrie aici că ambalajul este reciclabil. Zice că nu conține parfum absolut deloc. Este certificat. Pentru alergii, nu știu cum să zice. În fine. Așa, este 100% vegan. Este făcut în Danemarca de farmaciști profesioniști. Așa se scrie pe ea. Este o cremă de mâini. V-am spus că nu există lună în care să nu primesc cremă de mâini și măști de față, nu?
Nu, nu există. Unde o să mai încerci pe aceasta? Că o să încerc pe mâna asta alta aici. Să vedem. Este o cremă destul de subțire, care intră destul de repede în piele și care nu miroase nimic. Pentru că scrie că nu are pic de parfum, deci nu miroase nimic. V-ați mai dat vreodată cu vreo cremă pe mâini care nu miroase nimic? Wow, surpriză! Totuși este o cremă 100% vegană, fără parfum, ceea ce e bine. O cremă hrănitoare, hidratantă, chiar foarte hidratantă, pot să spun. Da, nu miroase nimic. Interesant, are 50 de mililitri, este valabilă 6 luni, deci dacă tot am desfăcut-o, o să o și folosesc, evident. Și care costă 5 franci 60. Ok. Și acum trecem și la ultimul produs. Avem aici, wow, un produs de la Revlon. Mă credeți sau nu? Nu am niciun produs de la Revlon. Nu am folosit niciodată niciun produs de la Revlon. Așa că sunt curioasă. Ce este acesta, în primul rând? Aici scrie că ar fi un gel Ultra HD gel lip color. Wow! Costă 15 franci. Wow! Interesant! Oh my god, ce roșu e! Vai! Dar de ce nu era altă culoare? Să-l folosesc și eu. Deci, acum trebuie să-l fac cadou, ca să vedeți. Nu-mi stă mie bine cu roșul ăsta. Este o culoare absolut superbă, ia priviți. Wow! Foarte, foarte mișto este. Chiar foarte mișto. Nu știu cui să-i fac cadou, cui să-i îl dau. Habar nu am, vă dați seama. Se simte foarte mișto pe mână. Foarte, foarte mișto. Și are și un miros. Miroase a ceva, dar nu știu a ce. A ceva dulce, oricum. Ceva frumos, ceva mișto. Foarte interesant. Îmi place textura, chiar îmi place culoarea, îmi place, dar nu, eu nu mă dau cu roșu. O să fac cadou mai departe, dar îmi place foarte mult textura. Se simte ca un balsam de buze, cremos, hidratant, ceva de genul. Chiar e mișto și nu e mat. Nu e mat. Da. Foarte interesant. O să încerc să caut să-mi cumpăr și eu pe altă nuanță, nu pe roșu, ca să îl încerc și eu. Dacă tot l-am primit. Bun. Am spus deja că acesta costă 15 franci. Cred că m-am lungit cam mult. Revin după ce calculez cam cât costă produsele de pe luna aceasta din cutia Goodie Box și vă spun și cât plătesc pe ea lunar. Deși dacă mă urmăriți de ceva timp, știți deja că plătesc 29 de franci. Da, 29 de franci. Nu, 30 de franci. Plătesc pe această cutie. Da, lunar. Așa că produsele cu siguranță au depășit cu mult valoarea cutiei. Ok, am revenit și cu suma tuturor celor 7 produse din cutia Goodie Box de pe luna aprilie. Nu vine să cred că produsele sunt în valoare de 215 franci, în condițiile în care eu plătesc doar 30 de franci pe cutia Goodie Box. Nu-mi vine să cred. Cred că este cutia cu cele mai multe produse. Nu știu dacă am mai primit vreodată 7 produse, în primul rând. Și în al doilea rând, produsele au cea mai mare valoare de până acum. Deci, n-am mai avut produse în valoare de peste 200 de franci, în niciun caz. Da, produsele sunt absolut superbe. De-abia aștept să le folosesc, să le încerc. Bineînțeles că pe măsură ce le folosesc și le termin, o să urmeze de acum înainte și clipuri cu produse terminate, pentru că credeți-mă, am o grămadă de produse terminate care așteaptă să le filmez și apoi să le arunc ca scap de ele, pentru că le țin în dulap, într-o plasă mare. Da. Bun. Wow, sunt foarte încântată de produsele de pe luna aceasta, de la ambele cutii, dar cutia de la Goodie Box m-a surprins incredibil. Îmi place foarte mult cum se simte. Este foarte cremos acest ruj de la Revlon. Îmi place destul de mult cum se vede și acest highlighter.
Da, este incredibil. Incredibil. Oh, am dat cu piciorul peste... S-a mișcat camera. Ok. Bun. Ca să nu mă mai lungesc, pentru că sigur o să iasă un clip destul de lung, am vorbit prea mult, știu asta. Bun. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like. Dacă folosiți vreunul din produsele pe care vi le-am arătat, că le-am primit și eu în cutie. Dacă ați auzit de vreunul din brandurile acestea. Vă rog să-mi scrieți, să-mi spuneți în comentarii. Sunt tare curioasă de părerile voastre. Ce să spun? Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Știu că am făcut o pauză de 3 săptămâni și că n-am mai postat de la Paște, dar s-au întâmplat niște lucruri, am avut nevoie de o pauză, am fost și răcit o săptămână, așa că acum am revenit cu forțe proaspete. Bun. Acestea fiind spuse, eu vă las aici, vă pup și ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi!